Bună și bun venit la partea 5 din jurnalul meu trăsnit. Astăzi o să facem câteva pagini mai ușurele pentru că vreau să îmi reintru în starea potrivită pentru a face chestii super creative din jurnalul meu trăsnit, dar cred că o să vă placă destul de mult ceea ce o să facem în acest episod. Haideți să începem! Pagina pe care vreau să o fac astăzi este umple pagina asta cu cercuri și am ales ceva foarte simplu. O să folosesc genul acesta de cercuri care se găseau și încă se găsesc în Corner și Picao. Nu mănânc foarte des așa ceva, dar câteodată mi se face poftă și am câteva din colecția Angry Birds, câteva cu minioni și una cu pinguini din Madagascar care se găsesc și acum în colecția Picao și mai am câteva upsubilduri în formă de cercuri și am să le lipesc cum simt acum că s-ar potrivi pagina. Deci haideți să vedem ce iese. Voi folosi un lipici lichid simplu și sper să-mi placă ce iese. Acestea au fost concepute pentru a te juca cu ele, doar că am prea puține din fiecare ca să mă joc și în plus am multe alte lucruri mult mai interesante și, în mod clar, nu le-aș fi folosit niciodată în acest scop. Așa că, mi se pare mai drăguț să le folosesc decorativ. O să încep să le fac să se și suprapună. Nu știu cât de rezistentă va fi această pagină în timp, dar eu sper la lucruri destul de solide din partea acestui lipici. Următoarea pagină asupra căreia vreau să mă opresc spune să lipesc o pagină oarecare dintr-un ziar pe aceste pagini. Eu am pregătit deja o pagină de ziar, dar mă gândeam mai degrabă să încerc să desenez ceva forme pe ziar, să le decupez și colorez și abia apoi să le lipesc aici. Și acum pur și simplu o să copiez acest model și o să încerc să tai cât mai mulți fluturași posibil. Așa că am făcut 4 fluturași, i-am decupat și am făcut cât de cât puțin diferite formele aripilor. Așa că acum voi colora această pagină cu acuarele astfel încât să semene cât de cât cu opajiște. Vă avertizez de pe acum că eu nu mă prea pricep la pictat, dar o să încerc cât de cât să fac ceva de capul acestei pagini și tot mișc camera, nu știu de ce. Și nu mai prea am baterie. Sper să iasă ceva, cum spun,
Acum o să iau puțin roșu și o să încerc să desenez ceva flori. Ideea ar fi să semene oarecum cu niște maci, dar nu. Nu o să semene nimic din ce credeți voi că arată un mac. Și cam așa arată pagina terminată. Știu că este foarte dezordonată, asta a fost și ideea. Și acum voi lua acești pluturași și voi colora cu creioane cerate. Din nou încerc să obțin un efect cât mai dezordonat. Și o să-i lipesc. Pentru această pagină m-am pregătit de multă vreme și am cumpărat două perforatoare, unul cu elefant și unul cu iepuraș. Nu este la fel de puternic perforatorul ăsta. Și nu pot. Unii dintre voi poate vă amintiți această pagină cu conturul mâinii mele, pe care am completat-o atunci când nu aveam foarte multă inspirație și spuneam că voi reveni ulterior la ea ca să o fac mai frumoasă. Și acum cred că știu ce o să fac. O să scriu cu un marker negru cuvinte care îmi plac și o să încerc să le scriu în jurul mâinii. Am oprit filmarea ca să fie mai de impact imaginea finală și o să vă plimb puțin prin ea acum.
poate reușiți să înțelegeți câteva din sentimentele mele. Am început să scriu efectiv ceea ce simțeam și unele lucruri sunt evidente, altele nu vor fi decât pentru cei care mă cunosc cel mai bine. Acestea au fost paginile pe care am vrut să vi le arăt astăzi în timpul progresului creierilor, dar sunt câteva pagini pe care le-am terminat pe parcurs și pe care nu puteam să vi le arăt, așa că vă voi arăta acum ceea ce am lucrat pe parcurs. Vorba despre celebra pagină cu banane și alte sticăre de fructe, aproape am terminat de umplut și paginile cu timbre. Mulțumesc celor care am trimis scrisori și cărți cu această ocazie. Știu că v-ați fi așteptat la mai multe pagini făcute, dar știți cum este, trebuie să revin în starea de a face treburi în această carte, așa că vă mulțumesc că ați așteptat și sper că următorul clip să nu se lase așteptat atât de mult. Până una alta, nu uitați să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja, apăsăm butonul de subscribe de mai jos pentru a fi la curent cu noile mele videoclipuri. V-am pupat! Read on! Bye!